La 250 de ani de la nașterea omului de cultură bănățean Constantin Diaconovici Loga, dar și la 170 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, Episcopia Caransebeșului a organizat un eveniment comemorativ. Clerici, oameni de cultură și elevi s-au rugat pentru sufletul marelui pedagog și au vorbit despre personalitatea acestuia. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a oficiat astăzi un parastas pentru sufletul lui Constantin Diaconovici Loga. Slujba a fost săvârșită la Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Caransebeș, în cimitirul căreia este înmormântat marele pedagog. De asemenea, au fost pomeniți și preotul compozitor Timotei Popovici și revoluționarul pașoptist Eftimie Murgu. Evenimentul a continuat la Galeria de Artă Corneliu Baba, a Casei de Cultură din Caransebeș, unde a fost vernisată o expoziție fotodocumentară ce ilustrează viața și activitatea lui Constantin Diaconovici Loga. Am vernisat o expoziție fotodocumentară despre viața, activitatea și lucrarea extraordinară a profesorului și pedagogului Constantin Diaconovici Loga. Un om care și-a pus amprenta în educația tinerilor și care a fost un deschizător de drumuri în cele ale pedagogiei. A fost un pedagog desăvârșit, dar și un iubitor de cultură, un scriitor iscusit și nu în ultimul rând, un bun creștin, drept măritor și un bun român, făuritor de limbă și cultura românească. A predat nu numai discipline filologice, ci și materii teologice, cum ar fi tipicul și muzica bisericească, atât la Arad, cât și aici la Caransebeș. La Arad din 1812 și aici la Caransebeș din 1832. Ne-am simțit onorați să coordonăm această activitate culturală organizată în Caransebeș și am ținut în mod deosebit ca la această activitate dedicată lui Constantin Diaconovici Loga să adunăm în jurul nostru toate instituțiile de cultură și spun aceasta pentru că acest mare pedagog și om de cultură al bănățenilor și al poporului român a fost un unificator prin excelență. A fost o personalitate care a pledat pentru unitatea dintre oameni, pentru cultivarea și dezvoltarea limbii române, dar în egală măsură a fost o personalitate care a pus în valoare necesitatea de bun simț, necesitatea de îmbinării a tot ceea ce înseamnă intelectual cu cultura Duhului, drept pentru care el rămâne în conștiința noastră a tuturor mai mult decât un om de cultură, un pedagog, ci și un adevărat teolog. Născut în anul 1770 în Caransebeș, acesta urmează școala primară în Caransebeș, apoi gimnaziul la Lugo și universitatea la Pesta, acolo unde lucrează ca și cantor, lucrează ca și corector de cărți bisericești, lucrează ca și profesor de limba română. În anul 1812 acesta se întoarce la Arad, unde va preda mai multe materii în cadrul preparandiei de acolo. În anul 1830 devine director al școlilor naționale grănicerești, românești și sârbești, de pe teritoriul regimentului de graniță, iar în anul 1832 înființează o școală de pedagogie, o preparandie la Caransebeș, structurată pe trei cursuri, care a funcționat începând cu anul 1832 în Caransebeș și cu anul 1836 în Biserica Albă. Personalitatea lui Constantin Diaconovici Loga a fost recunoscută încă din timpul vieții sale. Autor de cărți, autor de manuale școlare, a dedicat o viață întreagă școlii și neamului său. S-a asociat unor mari cărturari ai începutului de secolul XIX, mai ales mă refer la școala de la Arad, la preparandia de la Arad, a luptătorilor pentru limba română. Scrierile sale, toate au fost un imbold pentru a promova limba română, pentru a promova tradițiile, datinile și toate puse în slujba creșterii culturale a neamului, în același timp a Bisericii Strămoșești. Ortografia și gramatica lui Loga erau cărți de căpătâi în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Ele erau căutate inclusiv în țara românească.
Și dau un exemplu. Petrache Poenaru, unul dintre cărturarii bucureșteni ai vremii, atunci când pleca către centrul Europei, se oprea la Caransebeș și îl căuta pe Loga. De ce? Pentru că împreună cu el deseleneau probleme de limbă, probleme de cultură, deseleneau și puneau ordine în proiectele de viitor ale școlii și învățământului românesc. La final, elevii de la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga au transmis printr-un mesaj video gânduri despre personalitatea marelui om de cultură. Evenimentul a fost transmis online.